pentru oamenii de afaceri din România, educația timpurie este extrem de importantă pentru pregătirea forței de muncă. Sigur că cineva ar putea să spună de ce ne interesează o gâgălice de 6 luni în ceea ce privește forța de muncă, pentru că acest copilaș va fi peste 16, 20, 25 de ani o persoană extrem de importantă în câmpul muncii. Și din păcate România duce lipsă în prezent de forță de muncă. Dar mai sunt și alte aspecte pe care nu le sesizăm de la început. Companiile, să zic în ghilimele, pierd foarte multe mămici pentru o perioadă destul de îndelungată, de 2 ani, uneori chiar mai mult, pentru creșterea și îngrijirea copiilor mici. Este un lucru rău? Nu, e un lucru foarte bun. Dar trebuie găsite soluții ca educația timpurie a acestor copii să se întâmple la parametrii calitativi ridicați și în același timp mămicile sau tăticii, pentru că și ei pot să-și ia concediu postnatal, să fie prezenți la lucru. E o realitate pentru companii, sunt companii mari în București și în țară, la Cluj, la Iași, la Timișoara, care au această problemă. Sigur, e o bucurie când vedem născându-se copii, pe de altă parte, din perspectiva strictă a unei companii, e o problemă. Mai un alt aspect de interes social. Ne plângem în România că nu avem natalitate, nu avem natalitate, nu avem forță de muncă și sigur că dacă ne uităm, așa cum spuneau antevorbitorii mei, la următorii 100 de ani, ne punem întrebarea ce se va întâmpla. Dacă ești un tânăr venit să lucrezi la Cluj și n-ai locuință, nu ai suficienți bani să-ți angajezi o bonă, te mai gândești să te căsătorești, să ai 1, 2, 3 copii? Evident că nu, asta trece pe planul 2. Deci ar trebui ca toate aceste aspecte să fie îmbrățișate când ne gândim la, să fie abordate când ne gândim la educația timpurie. Acești oameni de afaceri pot să facă foarte mult. În primul rând, ei au început să vorbească public despre educația timpurie, lucru care probabil că a și șocat la început. Un director de mare companie vorbește de educația timpurie a copiilor de la 0 la 6 ani și el conduce o companie care, nu știu, are un volum de afaceri de 1 miliard de lei pe an. Da? Da, pentru că educația timpurie este foarte importantă. Educația timpurie nu înseamnă eliminarea familiei, înlocuirea familiei, îndoctrinarea, în ghilimele, a celor mici de la 0 ani cu diverse lucruri. Nu, înseamnă o conlucrare, o colaborare a specialiștilor din creșe și din grădinițe cu familia.